Sunt nutriționist Diana Artene, doctor în nutriție oncologică și haide să învățăm să ne hrănim după diagnosticul de cancer. Consumul de suc de sfeclă roșie de către pacientele diagnosticate cu cancer este o idee proastă din cel puțin trei motive. Primul motiv este că are prea mulți antioxidanți, iar antioxidanții pot să fie și procancerigeni și anticancerigeni în funcție de ce tip de tumoră vorbim, în funcție de care etapa tratamentului vorbim și este o foarte, foarte mare diferență între prevenirea cancerului și vindecarea de cancer. Impactul anticancerigen al sucului de sfeclă roșie este presupus pe baza conținutului mare de antioxidanți, betanină, izobetanină sau acid ferulic. Și este foarte, foarte important să știm că dacă aportul moderat sau normal sau un pic crescut din când în când de alimente bogate în antioxidanți consumate ca atare, nu ca sucuri sau ca freșuri sau ca tone de zile de detox sau așa mai departe, ajută la prevenția carcinogenezei, după diagnosticul de cancer, lucrurile nu mai sunt chiar așa de sigure și impactul poate să fie nociv în funcție de etapa tratamentului sau în funcție de cât de concentrat este aportul. Un aport de antioxidanți dintr-un aliment are un impact metabolic și oncologic diferit de un aport de antioxidanți dintr-o capsulă, unde este mult, mult mai concentrat, sau dintr-un suc de fructe sau legume, unde este mai concentrat datorită lipsei de fibre. De exemplu, există studii in vitro care demonstrează că betanina, unul din antioxidanții din acest suc de sfeclă roșie, are un impact citotoxic similar cu al unei substanțe care se folosește în chimioterapie numită doxorubicină și însă noi nu știm dacă acest efect observat in vitro va apărea in vivo în cazul oamenilor cu tumori care au apărut ele de la sine într-un organism viu, tumori care frecvent sunt foarte heterogene și tumori care frecvent au celule maligne care sunt foarte, foarte adaptabile. Al doilea motiv este că acest suc de sfeclă roșie are un conținut mare de nitrați și lucrul ăsta este important, mai ales în cazul pacientelor cu cancer mamar, pentru că nitratul poate să blocheze intrarea iodului în țesuturile iodofile și, atenție, țesut iodofil nu este numai glanda tiroidă, avem și sânii, și endometru, și masa musculară, și placenta, sunt mai multe țesuturi iodofile și este foarte important să știm că dacă eu blochez folosirea intrarea iodului în aceste țesuturi iodofile, eu pot să dereglez aceste țesuturi și să am un risc mai mare de hipotiroidie, să am un metabolism mai scăzut, să apară mastită fibrochistică și așa mai departe. Iar 200 de mililitri de suc de sfeclă roșie conțin cam 300 de miligrame de nitrați, adică toată cantitatea maxim permisă a unei persoane de 80 de kilograme. Deci acest un pahar pe zi de suc de sfeclă roșie băut zi de zi, care vine imediat după diagnostic ca și sfat, dar pacienților cu cancer, poate să deregleze în timp glanda tiroidă cel puțin. Și acest import este, importul de sodiu-iod care poate să fie blocat de nitrați, este trecut ca și unul din mecanismele prin care celulele maligne, celulele mamare ajung treptat să se deregleze. Deci, dacă eu pe termen lung nu mănânc sare cu iod, mănânc multe surse de nitrați, care poate să fie suc de sfeclă roșie, care poate să fie tone de spanac, salată verde sau surse de glucozinați, care poate să fie varză sau care poate să fie broccoli, da? Alimente foarte sănătoase, dar care trebuie consumate moderat, zilnic, dar moderat și ca atare, adică să aibă și fibre, aceste țesuturi iodofile se dereglează, acest import se dereglează și asta crește riscul de afectarea țesutului mamar. Și al treilea motiv pentru care nu ar trebui consumat sucul de sfeclă roșie după diagnosticul de cancer, pe lângă faptul că are un aport mare de antioxidanți și noi nu știm dacă pe parcursul tratamentului oncologic cu intenție de vindecare, acești antioxidanți contribuie sau împiedică eficiența tratamentului. Al doilea lucru, aportul mare de nitrați și noi nu știm dacă acest aport mare de nitrați nu va avea
un impact negativ asupra țesuturilor iodofile, glandă tiroidă, sâni, endometru. Avem ceva riscuri legate de hiperplazia endometrială, mai ales la pacientele cu în tratament cu tamoxifen. Și, spuneam, al treilea motiv este aportul mare de glucoză. Și acum, foarte multă lume, foarte, foarte deșteaptă, diagnosticată cu cancer, s-apucă și scoate zahărul din alimentație în încercarea de a-și susține și vindecarea de cancer. Și în același timp, bea suc de sfeclă roșie. Sucul ăsta de sfeclă roșie conține același 200 ml de suc de sfeclă roșie din exemplu de mai devreme, conține o cantitate de glucoză echivalentă cu 40 de grame de zahăr. Degeaba nu mai mănânci zahăr dacă bei suc de sfeclă roșie. Impactul oncologic este similar.